medicul inspectoratului județean de poliție să iasă la pensie pe caz de boală, după câte cunosc eu din discuțiile purtate cu el la vremea respectivă. Deci totuși ideea care a fi avut ceva era de dinainte acestui scandal, să zicem, privind internările nevoluntare, să numesc în limba juridic. Deci cred că da. Ceva a fost. Dar domnul Ștefan, interesant este că practic după ce el s-a pensionat și a hotărât să divorțeze, s-a mutat la mamă, aici de față, doamna Aritina, și l-au luat respectivii și l-au dus, se pare, la poliție pentru a-l investiga pentru cazul cu profesorul, că l acuza de amenințări, că s-ar fi dus peste nevasta lui, în fine, lucruri de genul ăsta. Și, în mod ciudat, de la poliție a ajuns la psihiatrie. Nu vi se pare ciudat parcursul ăsta? Adică omul ăsta n-are niciun fel de probleme ani de zile și brusc, la un moment dat, îi se dă peste cap tot universul. Și ajunge dintr-un polițist foarte apreciat, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, într-un tip pensionat în mod ciudat și că, cu un dosar de amenințări și cu internare la psihiatrie. În acea perioadă am primit telefon de la familia lui, respectiv de la copilul lui și de la mama, care îi cunoșteam, eram și prieteni de familie, să nu mă amestec în problemele lor și atunci m-am retras. Foarte interesant. Da, am înțeles. Eu deci am vrut să-i ajut, dar m-am retras pentru că am primit telefon să... Deci, practic, Mihaela, soția lui, a înlăturat tot cercul de cunoscuți de lângă el. Și acest lucru s-a întâmplat cu toți prietenii și toate cunoștințele pe care le avem la vremea respectivă. Da, am înțeles. Doamna Florentina. Pot să-l întreb și vă rog, cum să... Bună ziua! Să rămână. Am o rugăminte. Doamna Florentina Ion. Aș vrea să vă întreb ceva. Dacă domnul Stoica este pensionat pe caz de boală, este definitiv sau doar pe 4 ore și trebuie să meargă o dată pe an la o comisie și să aibă cel puțin o internare? Din câte cunosc și din discuțiile care le-a purtat cu el la vremea respectivă, a rezultat că avea pensie revizuibilă anual și trebuia să meargă la centrul Pitești, unde a fost repartizat. Deci acolo se poate vedea, domnul Lazarus, că este în viață. Pentru că dacă a mai venit. Păi nu există. Deci atâta timp cât soția îi ridică drepturile bănești, el aceasta o poate face numai prin prezența lui. Lipsa la o singură comisie și să se scade pensia. Să se scadă pensia, da. Deci în continuare, noi trebuie să investigăm, să vedem dacă a luat pensia soția în continuare. Exact. Dacă a luat pensia în continuare, în ce bază a luat-o? Dacă a luat-o... Păi nu putea decât dacă ar fi fost sub tutela cuiva. El fiind declarat fără discernământ, cu discernământul abolit. Dar mai este o chestie interesantă. Când a dispărut? Am descoperit ceva. Domnul Ștefan, în toată cariera dumneavoastră, câte persoane ați descoperit cu discernământ abolit? Mă refer la criminali, la infractori. Niciuna. Pentru mine este o premieră. Deci nu ați descoperit... Nu am întâlnit asemenea diagnostic, pentru că nu am întâlnit. Vi se pare exagerat diagnosticul care i-a fost pus, mai ales că dumneavoastră ați lucrat 20 de ani cu omul? Nu sunt de specialitate și nu pot să comentez. Am înțeles. Când a dispărut? Elegant, da. Când a dispărut? Păi în decembrie 2014. Păi stați un pic, că la data de 26.05.2015, judecătoria Târgoviște, în dosarul penal 3545/315/2015, revine citează, și cere din nou nu, și cere, nu, parchetul îi cere din nou internare. Nu. Ba da. Înlocuirea, încetarea obligării la tratament medical. Da. Deci omul s-a făcut bine. Nu. Încetarea... Uite-te acolo. Ascultați-mă. Deci, Stoica Victor, cu ultimul domiciliu. Interneze din nou. Nu. Ceva mai în calitate de făptuitor, în dosarul penal 3545/315, îl citează în proces... pentru înlocuirea, încetarea obligării la tratament medical. Da, articol 58, nou cod de procedură. Instanța respinge cerința parchetului de a-l interna din nou. Pe cine a făcut această acțiune? Parchetul. Să renunțe la tratament? Da. Și să fie internat.
Adică să-i păi adică cum să-i dea o măsură mai gravă decât cea pe care o avea. Adică parchetul pierduse în fața instanței data trecută. Stai că ceva nu e logic. Pentru că dacă îl internez în spital, nu-i mai fac tratament? Dacă el în 17-12 a primit o decizie a instanței prin care instanța... Locuirea sau încetarea tratamentului. Doamnă, stați puțin. Că instanța îi zice parchetului, măi parchetule, eu nu vreau să-l internez pe omul ăsta, pentru că mie mi se pare că el se poate recupera doar prin chiar în sănătoșii, stând bine mersi la domiciliu și luându-și tratamentul. Parchetul pierde în fața instanței această solicitare a lui și în 20 revine, și nu revine, știu cât așa, cere de înlocuire. Revine. Parcă zici că parchetul are o problemă directă cu el. Revine și instanța îl respinge din nou. Nu se lasă nici de această dată parchetul și mai face încă un proces... Până pică la alt judecător. Da, până pică la un alt... Când intră dosarul pe un alt culoar și în sfârșit găsește un judecător care zice, bine, internați-l. Bun. Dar culmea ironiei este că între timp poliția îl căuta. Deci parchetul, pe de-o parte, făcea solicitări instanței să-l interneze, iar poliția îl căuta pentru că era dispărut. Cu alte cuvinte, cele două instituții nu se pupau niciunde. Erau ca liniile paralele, se întâlneau la infinit. Instanța a respins înlocuirea tratamentului și dispune internarea. Aia este al treilea proces. Al treilea, da. Tocmai îi spuneam acum. 9 iunie 2015, în dosarul acesta penal, numărul 3545 pe 315 pe 2015, da. Păi și nu s-a pus în aplicare hotărârea, de ce l-ar fi trebuit... Cum? Că a dispărut. Păi nu dispăruse la data de... Ba da. Da, era dispărut. 6-a, 5, la data de 9-a, 6-a, în decembrie. Iunie 2015. Da, mă, era dispărut din decembrie 2014. 14? De 6 luni era dispărut. Păi și cum iese din spital? L-a luat ea? L-a luat ea, s-a împăcat cu el, l-a dus acasă, l-a dus la notar, el cu discernământ abolit, l-a dus la notar. Stați puțin. Mai întreabă-te și cum l-a primit notarul. Păi dacă erau, domnul avocat, dacă era o ordonanță a parchetului de internare, da? Putea să-l scoată cineva? Puțin, trebuie să ne luăm la revedere de la domnul Ștefan, îi mulțumim pentru prezența în emisiune, luăm o pauză scurtă de publicitate și revenim. Iată-ne în plină dezbatere a acestui caz absolut spectaculos, dragi prieteni. Pentru cei care nu s-au uitat la emisiunea de la început, fac o scurtă recapitulare. Victor Stoica a dispărut în 2014, luna decembrie, după ce o instanță stabilise că nu trebuie internat la psihiatrie, deoarece el ar fi putut să-și ia medicamentele acasă și să se însănătoșească. Această decizie a instanței a fost stabilită în urma și a unui raport IML, desigur. De ce am venit cu această poveste cu dispariția și cu spitalul de psihiatrie? Pentru că înainte, culmea ironiei, el fusese angrenat într-o poveste cu soția sa pe care o bănuia de adulter și care, desigur, a avut o intervenție cel puțin ciudată, pentru că în timp ce el era internat la psihiatrie, soția se războia cu el în divorț la care, desigur, nu a putut el să ajungă, așa că s-a pronunțat în lipsa lui pentru că era în acel moment internat la psihiatrie. Așadar, în momentul în care cetățeanul Victor Stoica există un interes ca el să fie scos cu discernământ abolit zero, adică n-are niciun fel de discernământ, este foarte bine și este internat la psihiatrie. Iar în momentul în care avem nevoie de el pentru declarații notariale și pentru alte acțiuni de tip în justiție, atunci are un comportament absolut previzibil și este foarte ok. Deci este un caz cel puțin suspect, mai ales că după toate aceste intervenții, după internări ale lui la psihiatrie pe care le-a acuzat a fi în neregulă, după ce a fost preluat de acasă de către poliție, el fiind fost polițist, culmea, iată că într-un final dispare, oameni buni, și de 3 ani de zile aproape poliția îl caută. Acum să revenim la mama lui, această bunicuță războinică, cum
puține persoane de vârsta domniei sale găsește astăzi în România și care este singura care mai ține steagul sus și se războiește cu parchete, cu instanțe, cu poliții și cu spitale de psihiatrie ca să demonstreze ceva, să încerce să găsească o soluție pentru a afla pur și simplu ce s-a întâmplat cu fiul ei. Și în tot acest parcurs al ei, în care a făcut de multe ori investigații singură, culmea ironiei, până când a ajuns, iată, zilele trecute la noi, domnia sa spune că la câteva luni după dispariție, după ce îl dăduse răzdispărut, v-ați trezit că... A apărut în calculator. A apărut în calculatorul acelui spital de psihiatrie de la Pucioasa, culmea, dar mie îmi povestea că l-ați văzut și la geam. Da, și după ce a apărut în calculator, mi-a luat acolo să mă duc cu mâncare la el. Cine v-a spus că a apărut în calculator? Păi mi-a spus o asistentă. Aha. Deci, practic, dumneavoastră sunteți cunoscut acolo în zonă, că sunteți războinică și că încercați să vă găsiți fiul. Când am coborât la spital, v-a comunicat cineva, o sursă din interiorul spitalului, că el apare în calculator. Cum și atunci dumneavoastră v-ați dus la spital. M-am dus la spital. Atenție, după ce îl dăduse răzdispărut, în anul de grație 2015, luna ianuarie. Când s-a întâmplat asta? La câte luni de zile? Păi asta a fost în aprilie. În aprilie, deci la vreo 3 luni de zile distanță. Am sunat la 112, am făcut lavaje. Deci v-ați dus acolo la spital. Da. Și când ați ajuns la spital? Și când am ajuns la spital, când să cobor, că spitalul, primul spital, l-a închis. Da. Al doilea spital, pavilionul al doilea, la doctorul Trandafir, el la sus la terasă, uite, îmi făcea cu mâinile. Vino la mine, imediat zic, acu vin. Fiul urc. Dumnezeu. Da. Zic, acum urc. Era la terasă sau era în spatele unui geam? Nu, nu, la terasă era. Extern. Era terasă. Că la urmă a pus o femeie de servici, n-a mai ieșit nimeni la terasa aia, din bolnavi. Dar el când vă făcea cu mâinile așa, a și spus ceva? Vreun cuvânt? Păi era cam distanță de mine cu el. Eu coboram valea și el îmi făcea. Zic, gata, uite, acum vin. Da, și m-am dus să urc la el. Dumneavoastră vedeți bine? Da, da, adică da, cum să nu? Sunteți sigură că era el? Sigură, era în pijamale. Și nu era alt cetățean. El era, păi așa alt zis. Alt pacient. Da, ei așa au zis, că să nu mă zic că a fost alt pacient. Și zic, mămicuță, zic, uite, acum vin. Și când să urc scările sus, unde te duci? Da, unde te duci, mata? Păi zic, mă duc la băiatul meu, că a vorbit cu, făcură cu mâna, zic, să mă duc la sus. Zice, nu, că nu-i băiatul mata aici. Dar toți ieșise. Și femei de servici, și asistente, era tot timpul ăla. Aha, deci părea că e ceva, o problemă, să nu cumva să treceți. Și la urmă am așteptat, zic, vreau să stau de vorbă cu domnul doctor Trandafir. A venit doctorul Trandafir, a intrat în sala aia de așteptare, a văzut că sunt acolo, a plecat, a dispărut 2 ore. Eu n-am plecat de acolo. Până la urmă tot a venit că era pacienți. Și stăteam la rând la pacienți. Când a venit, a intrat în... I-ați povestit că... Zic, domnul doctor, zic, băiatul meu mi-a făcut comanda de sus, zic, e aici, nu e adevărat, nu e băiat, nu e băiatul. Și el s-a uitat la un telefon așa, nici mă băga în seamă. Stătea cu telefonul mână așa să uită. Domnul doctor, l-am văzut eu sus. Mi-a făcut cu mâna să mă duc la el, lăsați-mă să mă duc sus. Zice, nu e adevărat, nici n-a fost internat aici, nici noi. Vă dați seama, doctorul Trandafir ce a putut să-ți facă. Și am fost nevoită să plec, am plecat plângând. Am plecat plângând, da. Și de atunci nu ați mai reușit nicio acțiune. Știți ce făceam? Dădeam la 112, nu plecam de acolo până nu venea toate televiziunile și poliție și tot. Dar fata mea lucrează acolo și... mi-a fost frică. Sora dispărutului. Sora dispărutului. Mi-a fost frică că mi-o nenorocește și eu. Deja e tot cu ură pe ea. Deci sora dispărutului, fata dumneavoastră, e este doctoriță, medic. Medic, urelist, la spitalul Pucioasa. Da, pe altă specialitate, am înțeles. Și asta. Deci, și da, m-am lipsit și m-am venit deci acasă. Doamna Ritina a făcut 2 copii absolut inteligenți. Unul polițist, sora medic, păi domnul Antonel. Păi așa l-am dat fost. Cum apreciați această situație? După toate cele ce s-au spus aici, iată, avem de-a face cu șeful lui. Un caz lui, Elodie. Cu oricum, șeful, da, ăsta e Elodiu, e clar. Oricum, avem ce spuneați dumneavoastră și vreau să punctez. Deci avea discernământul abolit pentru toată lumea, tot ce însemna pentru a putea să-l interneze forțat, nevoluntar, inclusiv pentru dosarele respective, dar culmea că în acest timp îl audiază într-un dosar penal în acest timp cu discernământul abolit, da, pentru a-l scoate din cauză pe medicul care era acuzat de mamă că ar fi avut un comportament necorespunzător medical asupra fiului. Deci,
pe medicul care îl vindeca sau cel puțin îl trata de discernământ. Da, da, deci avea discernământ abolit, dar medicul care îl trata de discernământ abolit a putut să scape de dosar penal pentru că a dat declarația ăsta cu discernământ abolit. Da, asta e ceva. Și așa spune că din aporie. Pentru filozofia asta se cheamă aporie. Și în decembrie 2014, după ce în 2013, luna septembrie, spuneau că are discernământul abolit Serviciul Județean de Medicină Legală Dâmbovița și parchetul de ordonanță să-l ține internat, în 2014, în urma unei solicitări a instanței de la Târgoviște, la Institutul Mina Minovici, iată că el nu mai trebuia internat. Da. Putea fi lăsat acasă. Deci care măsura dispare. Procurorului clar a fost abuzivă atunci când l-a internat, când a dispus internarea lui. Păi, bine, l-a internat, să fie prezumtivă, omul avea discernământul abolit. Era medic de specialitate, dar... Îl audiază, ia de bună declarația lui, după un an de zile spun că omul nu e chiar așa bolnav, da, și dispare omul. Și înainte de asta nu dispare, înainte, repet, să dea o declarație notarială, a, tot cu el cu discernământul lui abolit, ca să-i lase revestit tot. Și culmea, omul cu discernământul abolit... Conturi în bancă, da, tot ce trebuie. Omul cu discernământul abolit lasă un bilet în care își amintește foarte bine de numărul lui dosar. Ai văzut? Ăsta e total biletul. Ia, poate mai dăm biletul și ăla. Și să faci tu demersurile, să duci în dosarul ăla. Da. Deci omul era foarte rătăcit. El când pleacă, deci el cu discernământul abolit, că sta pe la psihiatrie, vai de capul lui, internat, el acum, nu-mi dau seama cum, de acasă, și-a găsit loc de muncă în străinătate, cu fermă, cu salariu, cu tot ce trebuie, cu cazare. Știi ce trebuie, a văzut așa. Și pleacă, dar nu înțeleg de ce nu a stat față în față cu nevastă să de la data dispariției. Să se consulte. Măi, nevastă, uite, telefon mobil avea. Serviciu și vreau să plec și eu. Telefon mobil să avea. Să câștigăm niște bani în plus. Da, ăsta e, bun. Da, la telefonul. Telefon mobil. În finalul emisiunii, doamna va spune ceva foarte interesant despre telefonul lui, că e ca la Elodia. Adică dacă plec, nu-mi păstrez telefonul ca să țin, păi, și da, legătura cu lumea. Da, telefonul când e la psihiatrie, îl ia la... Păi nu după ce a plecat acasă. Că el a plecat în spital acasă. Da, dar doamna își amintește de momentul când după ce fusese dispărut la vreo 3 luni și ceva, l-a văzut la psihiatrie. Și ea, în perioada respectivă, îl suna pe telefonul lui. L-a sunat pe și nu răspundea când o doamnă. Deci răspundeau? Când... Da, telefonul era activ și răspundeau diversi, dar nu el. Unul s-a dat de gol. Zic, domnule, dar zic, unde sunteți dumneavoastră de răspunde? Zice, sunt la spital. A, nu, sunt la centrală. Dar mai aveți numărul ăla de telefon? Păi eu da. Nu. Numărul cu care ați vorbit, la care ați... Numărul lui personal. Da, ăla e numărul lui. Și la ce spital era? Păi, dar nu a vrut să spui, că la urmă... Și până când a sunat telefonul ăla? Până anul trecut. După aia n-a mai sunat. Acum nu știu. Deci în final e o chestie foarte ciudată. Foarte ciudat. Și asta e o chestie, nu intrăm în detalii chiar absolut pe caz, nici ca profesionist, dar așa pentru opinia publică și pentru cultura opiniei publice privind chestiunea acestea juridice, eu zic că e un caz extrem de interesant. Dom'le, omul și-a pensie, da? Comportamentele sunt flagrante, sociale. Omul trebuie să aibă un card, da? Sunt praf. Cineva ridică banii de pe card, da? Păi sunt camere de la vedere. Ia. Păi și cum poate să ridice? Ea are tot dreptul. Dar pensia este revizuibilă, deci pensia la un an, cum spunea și doamna, trebuie să te duci la comisie. Și comisia îți dă sau nu. Dacă nu s-a mai dus la comisie, pe toată viața. Că era dispărut. E pe toată viața. Păi nu știm, domnul Lazaru, nu știm dacă ia pensia sau nu ia. E posibil să o ia? Va continua și vom afla și aceste detalii. Dacă ia pensia, dacă nu ia. Dar știi ce e interesant? O să mergem și la soția lui să încercăm să trebuie anulat acea zice, mi-am găsit de muncă în străinătate. Abolit, nu poți să faci procuri. Deci ea spune, are discernământul abolit, vreau să divorțez, m-a amenințat. Cum și-a găsit el locul de muncă? Pe internet, în spital? Dacă el nu are discernământ, cum a plecat la muncă? Cum notarul i-a luat în considerare să facă act de vânzare? Da, da, acel act de vânzare, cumpărare. Nu, da, act de vânzare, cumpărare. El a vândut casa și a pus-o pe numele socrilor lui. Dar notarul nu are cum să știe. Un om tânăr, amar, sănătos. Obligația este doar după 60 de ani de a se face o expertiză. Dar faptele sunt făcute. În august 2014, domnul Lazarus, nu? S-a făcut acest contract de vânzare-cumpărare. Da. El a făcut către socrii lui. Așa. Și atunci, dacă el era cu aceste... Deci, pe de o parte, a pierdut casa în favoarea socrilor. Da, da. Pe de altă parte, a făcut declarație notarială. El a cedat de bunăvoie casa. Da. Și atunci, domnul notar,
dacă el este în situația asta bolnavă. Nu avea de unde să știe notarul, doamnă. Nu avea. Da, dar acum, dacă cu asta poți răspunde, că ești în regulă. Dar acum, dacă a dat declarație pe propria răspundere, se poate face ceva? Păi duceți-vă la domnul Ionașcu, că i-ați dat bani. Toate astea pot fi întoarse. Sunt lovite de nulitate. Dar putea să mai aflați și altele. Prin lipsa totală a consimțământului. De principiu, nu vă vreau să existați pe și să vă povestesc, chiar că am fost la Ministerul Sănătății în audiență. Pe final acum, ziceți, pe final. Doamnă. Am fost pe 2 aprilie la Casa... De pensii? Nu. Pe 2 aprilie am fost la Consiliul Superior al Magistraturii. 2015. Vedeți ce mi-a răspuns acolo? Zice, doamne, dar ce să-ți fac eu? Domnule, zic, am un băiat dispărut. Dar și ce să fac? Ce vrei să-ți-l găsesc eu? Păi n-are CSM-ul. N-are CSM-ul, da. Așa mi-a luat. Ministerul Apărării Naționale am fost și acolo și la urmă am fost la Ministerul Sănătății. Și la Ministerul Apărării a fost, doamnă. Da, și la o săptămână. V-ați spus eu că e cea mai războinică bunicuță pe care o cunosc. Interesant de văzut. Și când le spuneam... Pe site-ul Casei Naționale de Pensii, dacă figurează încă ca și asigurat în sistemul de sănătate. Bun. Ultimul cuvânt, doamna Florentina Ion. Deci dumneavoastră sunteți setată pe aceeași treabă. Nu, eu așa am primit informația. Nu sunt setată. Așa am primit informația că el astăzi, 8 octombrie 2017, este în viață. Da, Elodia? E în regulă. Nu face parte din subiectul emisiunii. Și eu vă spun acum pe finalul emisiunii, băiatul meu este mort. Nu este mort. Vă spun că este viu și o să-l găsim. Ne revedem, dragi prieteni, duminica viitoare la orele 16, ca în fiecare duminică de altfel. Vă rog să rămâneți cu B1 pentru a afla lucruri noi și interesante. Toate cele bune!